Iată-l că vine la Vorbe Bune, am găsit o ocazie perfectă pot, pentru pot să intru, să-mi fac și semnul cruci. Bună ziua! Bună ziua, cumetra! Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Ciudat trebuie să recunosc, trebuia să... Da, e bine. Da, e bine. Aghiazmă, n-ai adus? Măi, eu mă gândeam, cei de acasă, vă rog foarte mult, stropiți televizoarele, stropiți tot cu aghiazmă, stropiți-mă pe mine, pentru că rare ori se întâmplă, dar iată că se întâmplă și asta este foarte bine, suntem oameni vii și încercăm să ne reinventăm. Dragule, ai fost la Omul Anului. Atunci am fost la Omul Anului, bineînțeles, eu am vrut să ajung și la Eurovision, dar nu mi-a reușit pentru că am fost la Omul Anului, însă am urmărit toate prestațiile cântăreților noștri dragi. M-am uitat, mi-am pus mâinile în cap, bineînțeles. De câte ori ți-ai pus mâinile în cap? Am înjurat în stânga și în dreapta cam aproape pe fiecare participant. De ce mai ești rău așa? Dar nu sunt rău, eu spun ceea ce simt. Și acum, Lilu, dacă îmi permiți, o să trebuiască să schimbi cumva. De ce vrei să faci bip-bip? Nu, vorbe bune. Dar sunt vorbe grele pe Emilian Crețu. Sau vorbe dure. Pentru că, nu știu, noi suntem în 2020 și te uiți la unele numere de participare și îți pui mâinile în cap și zici, băi, dar chiar nu poți să te inspiri. Acum avem acces peste tot, avem și YouTube, avem tot. Putem să urmărim cei mai mari artiști ai lumii și să furi de acolo. Când noi păi apropo suntem... de furat, unii o acuză pe Natalia Gordiencu precum că a furat show-ul. Da, ai văzut? Dar n-am înțeles. Eu răsărit o stea din palmă. Știu că acest efect a mai fost făcut de către cineva, dar nici măcar nu a fost show. Eu nici măcar n-am acuzat-o că a furat ceva, pentru că nu a furat nimic, pentru că nu a făcut nimic. Dar pentru tine show ce înseamnă? Vedere. Ce trebuie să facă? Pentru mine show înseamnă să fie ceva, să zic, bă, să te prindă. Mm-hmm. Eu nu știu ce înseamnă show exact. Trebuie să pui 24 de luminițe galbene, o floare albastră, o masă albă, un costum să se vadă aproape organele. Asta e show. Nu știu. Dar iată, tu trebuie să te uiți, zici, băi, asta e show. Leana Rotaru a avut un show și o apariție. Oribil. Hai pe să vedem. Nu, pe bune. De Diana, ce? Și Diana știe că eu... ne cunoaștem, ne vedem, ne salutăm, dar asta nu înseamnă că noi cumva, dacă suntem prieteni, ne facem rău atunci când ne vedem ceva la acel prieten și nu-i spunem, băi, dar nu-ți stai bine în rochea asta, de exemplu. Uh-huh. E oribil, nu-ți mai purta. Și noi cumva, în lumea showbiz-ului, camuflăm 99,9... Înseamnă că suntem ipocriți. Suntem ipocriți, dar eu n-am fost ipocrit și de-aia eu îmi permit să zic, băi, Natalia asta, Diana Rotaru a fost penibila penibilului în acest... E un fel de Delia eșuată, când... Uh-huh. Uitați-vă, cumva Cosia Padelia, mm-hmm. aceste numeroace unde te pui tu jos, o fată deasupra, eu le făceam când eram clasa a șaptea. Diana, și Diana ar putea? Mm-hmm. Da, și lingeron. Diana ar putea? Lingeron. Extraordinare au fost, pe ei nu i-am văzut, pentru că nu i-am găsit, i-am căutat. Aha. Pe bune nu i-am văzut. Uite, dar... uite câteva momente din... Eu pot să mă uit acolo, da, cred, da? Uite-te din show-ul lor. Ei sunt, mie mi-au plăcut pentru tipul libertate. Tipul ăsta în leopard a fost genial. Ei, am înțeles că ei fac și teatru, fac și ceva comedy. Pentru mine, iată, te uiți la ei și vezi ceva, parcă e de amud. Din secolul nostru, nu costumele astea. Mie de ei mi-a plăcut și la prima prestație. Băi, ceva deosebit. Ceva... Un fel de sunstroke, parcă. Un fel, dar numai că mult mai nebun și mai mulți. Îmi place foarte mult și cum s-au îmbrăcat, cine le-au făcut costumele... Aparent pare a fi niște costumi simpli, dar cromatic foarte bine le-au ales. Ochelarii, tot. Aceste cosițe, deși le-aș pune mult mai lungi până jos ca să faci cu el. Nu știu, pentru că avem de unde. Ei sunt ok. Ca dar nu au intrat în top 5. Dar n-au intrat pentru că e clar de ce n-au intrat, pentru că eu nu cred în Eurovision 2020. Eu chiar m-am uitat, zic, băi, eu sunt un om simplu, da? Nu știu ce înseamnă teatru, nu știu ce înseamnă show. Mă uit să văd numărul Natalia Gordiencu, când am înțeles ce înseamnă fumul ăla, în cer cu scaunele, nu înțeleg. O chemat sfinții la întâlniri și au venit la final, nu știu. Și uitându-mă și la Pașa, nu vreau să iasă că dau limbi lui Pașa, sub nicio formă. Dar m-am uitat show-ul lui Pașa și am zis, băi, eu aș vrea să duc acest tip cu aceste fete, Trio Vatra Neamului, să ne reprezinte. Pentru că erau chiar deosebiți. Da, l-am invitat și chiar pe Pașa dacă i-am zis astăzi, și lui Pașa, n-a reușit să ajungă. I-am zis, cumva, Pașa, melodia ta cumva se aseamnă cu alte melodii de-a ta. I-am zis-o și asta. Hai să vedem pe cine mai avem în continuare, să analizăm și show. Eu sper că l-ați dat pe băițelul ăla cu dansurile de la nuntă. Haide, dați-mi-l. Hai, chiar i-am ales pe ăștia care mai întotdeauna. Valeria Pașa.
Valeria Pașa. Valeria Pașa e fata cu minte, cu beretă, în câteva clipe apare și momentul ei. Are o voce frumoasă, dar eu nu am venit aici pentru că eu nu știu să cânt, eu sunt călcat pe ureche, dar eu... N-a fost niciun fel de show. Aici un fel de Natalia Barbu. Uitați-vă costumul de Natalia Barbu. Da, mă uit la ea și o văd pe Natalia Barbu, numai că varianta mai... Mai 10 ani. Da. N-a fost nici show și Eurovision. Băi, noi nu știm, de fapt, ce înseamnă Eurovision și cine o să câștige. Pentru că acolo, de sus, într-un an câștigă o melodie mai lirică, într-un an câștigă Demoni, într-un an câștigă Conchita Wurst, care mi-a plăcut foarte mult de altfel. Evident! Da. Valentin Uzun și Kowalski. Hai că aici știu că ai mulți pregătite. Mie îmi place foarte mult de Valentin Uzun. Mm-hmm. Pe bune, ca și artist. Dar cum s-a îmbrăcat artist, acum? L-ai văzut? Ca și, costumele nu mi-au plăcut deloc. De ce? Pentru că, iată, uitându-te la rochiță, parcă ar fi peliculă de pus pe masă la sărbătoare. Mm-hmm. Pe bune. Ia uitați-vă, nu este aceasta o față de masă? Nu, e ca și la costumul lui. Din punctul meu de vedere, sunt niște costumi ieșuate. E un clișeu că, măi, suntem moldoveni și trebuie să avem față de masă de genul ăsta. Pentru că pare a fi o peliculă frumoasă, de altfel, dar nu este pentru un costum. Și nu poți să faci un costum pentru bărbat cu aceeași stofă de sus până jos, mai ales când are imprimeuri. În cazul în care ar fi negru, roșu, bordeaux, e ok. Dar când este cu imprimeu, de sus până jos, te uiți și te doare ochii, pune kilograme în plus, îl faci șarpe, îl faci cum vrei. Dar nu mi-a plăcut costumul deloc. Nici show nu mi-a plăcut și cu siguranță știi că nu-mi place melodia deloc, pentru că nu poți să te duci la Eurovision și eu plecând foarte des în diaspora sau și în America, de unde ești? Din Moldova. Și unde e Moldova? Și tu acum vei să reprezinți Moldova și cânti Moldovița? Băi, Moldova e scris. Da, cumva mulți i-au atacat pentru acest... Nu, n-are cum să fii Moldovița. N-are cum. Nu. Și mă bucur că nu dragule, următoarea invitată sigur o să-ți placă, pentru că ești și make-up artist și știi ce înseamnă un make-up de scenă. Catarina Sandu. Craniu. Da. Renumitul Craniu. Mexico style. Ce părere ai? Zero artistism. De ce? Pentru că din moment ce iei un desen, o capodoperă, hai să spunem așa, și o pui la tine pe față, asta nu înseamnă că ai să ai succes. Trebuia să inventeze altceva, pentru că acest desen l-a purtat și la tot Halloween-ul și toate artistele și așa mai departe. Mie îmi place costumația, îmi place foarte mult, dar aș scoate acest machiaj sau poate are complexe, cum arată, nu știu. Dar tu ai văzut-o în realitate? Nu știu, nu. E frumoasă. Păi atunci du-te în dracu, cum adică să fii frumoasă, să te faci urâtă? Nu știu. În cazul în care tu ai avea În spatele tău ai avea o carieră super mare și mai te știe, tu deja poți să vii cum vrei și cu un căcat pe cap și cu machiaj, pentru că lumea te cunoaște. Când eu nu o cunosc și văd acest craniu... Maxim Zavidea, l-ai văzut și da, aici chiar acum l-am văzut, n-am noastră. Reușit să-i zic. Cum? Mie mi-a plăcut show-ul lui. Așa, pe ansamblu, băi, parcă era ceva... Parcă nu de-a nostru, nu știu cum. Și toți echipa lui și costumul alb-negru emblematic, aici, da, curat, n-ai cum să greșești. Mie de el mi-a plăcut cumva, de prestația lui. Melodia lui, în general, care e melodia ta preferată? Sau una care o poți înghiți? Băi, hai... Ți-ai minte vreuna? Trebuie să recunosc, mie mi-a plăcut cum se aude, cumva, parcă aș dansa pe melodia lui Pașa, da? Asta, nu vreau să iasă Pașa pe mine, m-a achitat, că eu să-i fac așa o reclamă. Nu știu... Dar în rest nu m-au cucerit niciuna. Alea, nouă minune ale Moldovii, tot era genial, dar nu a ajuns în finală. Eu sper că mi l-a zis pe băiatul ăla îmbrăcat în alb. Cu siguranță te-ai ciocnit și tu, pentru că și tu faci ceea ce fac și eu. Prezentăm evenimente private, cum ar fi nunți și cumătrii. Și aici numărul de telefon al lui Emilian. Nu, că mă găsiți pe Instagram, e ok. Și la nuntă este un moment când apare, iată, dansatoarele alea cu aripi de îngeri și toate cu mătrile, băbuțele. Wow! Doamne, și de frumos! Iată, nu știu cum îl cheamă pe acel artist, acele numeroace de nuntă, cu mătrie. Sunt foarte buni la nuntă și la cu mătrie. Nu uitați că Eurovision nu înseamnă nuntă și cu mătrie. Eurovision înseamnă libertate de exprimare prin cântec, prin dans, prin costum, prin fel de a fi, prin nebunie. Dar nu n-a miroace frumoase. Ha, ridici mâinile așa și 20 de babi de la nuntă. Oh,
Doamne, și nuntă veselă a fost, dar n-am dreptate. Deci, atunci când am postat poza și am zis că vin la emisiune, mă întrebau oamenii, dar tu ai dat un leu? Iacă, eu leu nu ți l-am dat. Da, ce faci tu cu leii? Mi-ești datoare. Ce fac eu cu leii? Eu iubesc leii. Bine, care? Pe 5 ianuarie, cu siguranță lumea știe, a fost ziua mea de naștere, am făcut vârsta 33 de ani, vârsta lui Iisus. Și m-am gândit să fac ceva frumos împreună cu comunitatea mea de oameni care mă apreciază. Să facem în felul următor: să-mi dea fiecare om un leu pentru a poza cu tine. Poza cu maimuța, că eu zic, fac poza cu maimuța, costă un leu. După care acești bani vreau să fac ceva pentru o comunitate de oameni. Și am ajuns la concluzia că cu banii pe care am să-i adun timp de un an de zile, o să fac un teren de joacă pentru copii. Am să-l fac în Negureni, scuzați-mă, logic am să-l fac acolo, pentru că în Chișinău mai sunt cumva, dacă nu în sectorul ăsta, este acolo. La sate, din păcate, este mult mai grav la acest capitol și am zis că, băi, pornesc cu Negureniu. Dacă o să fie mai mulți bani, o să mă duc și în altă parte. Dar lumea este foarte receptivă și este foarte interesant că primele încercări, primele fotografii, mă simțeam parcă umblu cu cerutul, dar după care oamenii, ei singuri vin cu banul înainte. Emilian, știi de campanie și chiar vreau să susținem și chiar este o onoare. Păi iată, ieșim în culise și îți dau leu. Fostul meu coleg și cu mătru, da. Eu râs când sunt invitat la vreo emisiune și îmi dau 10-15 minute. Da, stai, minim eu știu, nu. Pentru dacă ai venit, data viitoare, vii și vorbim noi despre altceva. Azi despre Eurovision am vorbit, înțelegi? Ok, am înțeles. Gata. Că mai sunt invitați. Da, și mai am regia în cap care la mine. Scoateți-l dracului din emisie! Nu, cu tare le place tuturor.